După ce s-a școlit în America, Paul Șoneriu a reușit împreună cu ceilalți membri ai familiei sale să pună bazele unei afaceri solide în domeniul creșterii bovinelor de carne. La Ucea de Jos, în județul Brașov, vacile din rasa Limuzin au răsărit ca ciupercile după ploaie, grație unui proces de ameliorare genetică bine gândit. Noi la momentul de față deținem peste 2000 de capete bovine, din care peste 1200-1500 de capete de carne și diferența de lapte. Considerăm că e o sumă care să acopere anumite cheltuieli. Categoric sunt și altele, mai ales anul în curs a fost un an secetos, un an greu, dar din punct de vedere subvenție putem zice că este o sumă care o considerăm justă. Problema ar fi acordarea sumei pe un număr mai mare de capete, să nu încurajăm fermierii de subzistență, să încurajăm fermele eficiente și care fac o zootehnie, să zicem, mai controlată și mai calculată. Pentru că în România este foarte greu de comercializat carne de vită de calitate superioară din cauza cererii limitate, aproape întreaga producție este destinată exportului. Deținem o suprafață de pășune substanțială pe care o folosim în scopul de a crește vacile de carne. Considerăm că este un domeniu de viitor în România, chiar dacă la momentul de față valorificarea animalelor este o problemă. Suntem nevoiți, cu toate că deținem un abator modern și fabrică de mezeluri, suntem nevoiți să facem export de vită de carne, deci tot tineretul pe care îl producem îl vindem la export, nu reușim să-l vindem pe piața locală, nefiind o cerere suficientă pentru carne de calitate. Nu putem să comparăm prețul pe care îl putem obține pe piața locală, chiar și valorificându-l prin abatorul propriu, față de ce obținem de la cei din țările europene care vin în România pentru achiziție de animale. Originară din Franța, rasa Limuzin s-a adaptat foarte ușor la condițiile de la noi, prin încrucișările genetice care s-au realizat. Are o rezistență bună la temperaturi scăzute și nu este pretențioasă la furajare. Ne-am axat pe rasa Limuzin din mai multe considerente. Am început cu un efectiv de bălțată românească, pe care am făcut infuzie de Limuzin prin însămânțare artificială. Materialul seminal fiind cumpărat din Franța. Am mers pe rasa asta pentru că o considerăm o rasă care rezistă foarte bine la condițiile noastre din zona Ardealului. Animalele noastre stau afară tot timpul anului, nu necesită grajduri, necesită mâncare, care o asigurăm în proporție de cam 10 luni pe an din pășunat și 2 luni pe an le dăm supliment de fân, ca să le menținem într-o stare corporală foarte bună. Limuzinul are calitățile la sacrificare, este un randament mult mai mare la procentul de carne în carcasă față de alte rase, cum ar fi șarolezul, care are o osatură mai robustă. La fel, procentul la sacrificare, procentul de carcasă este mult mai mare, deci randamentul practic este peste 50% și este o carne foarte slabă din punct de vedere grăsime, deci e o carne căutată.